Bună dimineața tuturor! Este realmente o onoare pentru mine să fiu invitată de către doamna Cristina Vlădău să fac o prezentare în cadrul conferinței APAN. Eu cumva am mai fost odată invitată doar din motive personale, nu am putut participa, dar încerc astăzi să vă povestesc cam ce experiență s-a căpătat la nivel mondial legat de terapiile imunomodulatoare folosite în scleroza multiplă și COVID-19. Aș vrea, înainte de a începe, să vă spun câteva cuvinte despre SARS-CoV-2 și de ce am ales să vă spun câteva cuvinte despre SARS-CoV-2. Pentru că este, în primul rând, pe buzele tuturor oamenilor la acest moment, pe toate meridianele, dar el, de fapt, în categoria coronavirusurilor nu reprezintă decât un individ. E ca și cum noi am spune Albert Einstein, pe care îl cunoaște toată lumea, și ne-am gândit, de fapt, la ce înseamnă numărul oamenilor care sunt pe glob la ora actuală. Am vrut să vă spun asta pentru că coronavirusul care a determinat pandemia globală actuală reprezintă doar un individ și trebuie să ne gândim că în orice moment, oricare alt individ din categoria coronavirusurilor poate face o trecere de la regnul animal, unde gazda frecventă pentru ele sunt liliecii și șoarecii, pot face salturi către transmiterea la om. Se știe că SARS-CoV-2 este ultimul care a făcut trecerea de la zoonoză către transmiterea la om. Dar înainte a mai fost o transmitere de la liliac prin civetă și a fost prima epidemie de SARS-CoV, apoi transmiterea de la liliac și cu gazdă intermediară cămilă și a fost epidemia de MERS-CoV. Iar actual se crede că o gazdă intermediară ar fi pangolin. Ce știm despre SARS-CoV-2 în momentul actual? Toate coronavirusurile umane, deci care au făcut salturile pentru infecția umană, determină infecții de tract respirator. A fost SARS-ul, sindromul respirator acut sever, primul, apoi MERS-ul, sindromul respirator al Orientului Apropiat și actual pandemia de COVID-19. Se pare totuși că transmiterea comunitară pentru SARS-CoV-2 este de aproximativ 12 luni, primele cazuri individualizate în Europa fiind totuși în momentul de față atribuite perioadei octombrie-noiembrie 2019. Virusul se răspândește pe calea aeriană, cu toate că a fost identificată și o transmitere fecală la un număr mic de pacienți care au avut diaree, nu are prezentare clinică specifică. E foarte important. Cei mai mulți au o simptomatologie asemănătoare gripei, dar alții au prezentat doar anosmie, ageuzie, diaree, doar febră, doar cefalee. Niciodată nu se va pune diagnosticul doar pe prezența simptomatologiei clinice, întotdeauna va trebui efectuat testul PCR de detecție virală. E foarte important să vă spun că virusul SARS-CoV-2 nu determină afectare pulmonară per se. Acest tip de afectare pulmonară care apare este de fapt un răspuns imun la nivel pulmonar și o adiție de status protrombotic. De aceea se pare că medicația imunosupresoare și antitrombotică are un răspuns pozitiv cu stoparea acestui răspuns imun. Legat de patogenie și tratamente potențiale, se știe că SARS-CoV-2, ca să se poată
manifesta ca și simptomatologie sub formă de COVID-19 are nevoie de o replicare la nivelul celulelor infectate și pentru a se produce această replicare, el trebuie de fapt să se lege de un receptor AC2, care e un receptor de suprafață și care de fapt ajută virusul să intre la nivel celular și să facă replicarea prin folosirea ARN-ului. Ce se știe legat de medicație este că inițial s-a încercat clorochina, care este un antimalaric, apoi s-a folosit o combinație de antivirale, ritonavir și lopinavir, care este comercializată sub numele Caletra, care este de fapt un medicament util în tratamentul infecției HIV. Apoi s-a încercat Remdesivir, care a și căpătat ulterior o aprobare de utilizare. S-a mai încercat Tocilizumab în condiția în care apărea o furtună de citochine și a fost folosit ca un anti-TNF-alfa, care până la urmă are și o aprobare de utilizare pentru infecția cu SARS-CoV-2. Cum sunt definite astăzi, în octombrie, cazurile de COVID? De fapt, ce înseamnă caz suspect și ce înseamnă caz pozitiv? Dacă ai un pacient cu tuse și febră, e o definiție de caz suspect. Orice debut brusc al oricăror trei sau mai multe simptome de mai jos, tuse, febră, dispnee, astenie, cefalee, mialgii, dureri în gât, coriză, dispnee, anorexie, greață, vărsături, diaree, atenție, status mental alterat, confuzie înseamnă, dezorientare, anosmie, ageuzie, poate să fie un caz suspect pentru COVID-19. Orice pacient cu pneumonie sau broncopneumonie asociată sau nu cu pleurezia. Pacientul cu o infecție respiratorie acută severă, care dă o senzație de dispnee severă și care necesită ospitalizare de urgență, având o saturație în oxigen redusă, e un caz suspect pentru COVID-19. Dar definiția cazului pozitiv, indiferent de simptomatologie, este doar printr-o confirmare de laborator a infecției cu SARS-CoV-2 prin metodele de PCR. Înainte de a începe discuția despre scleroză multiplă și COVID-19, m-am uitat să văd care au fost cele mai frecvente întrebări ale pacienților cu SM la nivel global. Și ele au fost clasificate în întrebări legate de un risc de infecție cu COVID-19, legat de creșterea riscului de a fi mai repede infectat cu SARS-CoV-2, dacă faci o formă mai severă de COVID-19, dacă trebuie să eviți întâlnirile de la spital cu cadrele medicale, dacă sunt deja pacienți care au scleroză multiplă și au făcut o infecție COVID-19, apoi au fost întrebări legate de impactul infecției cu SARS-CoV-2 în scleroza multiplă. Dacă COVID-19 poate determina o recădere în cadrul sclerozei multiple, dacă trebuie să te izolezi în cazul în care ai scleroză multiplă și este această pandemie care pare că nu se mai termină, legat de medicație și COVID-19, dacă trebuie să-ți întrerupi medicația când ești infectat cu SARS-CoV-2, dacă trebuie să-ți monitorizezi urina, sângele în momentul în care ești chemat pentru medicație și pentru că există această pandemie, trebuie să știi într-adevăr număr de leucocite, limfocite.
și, bineînțeles, niște informații generale legat de ce surse de informare pot fi folosite ca să fii updatat pentru scleroză multiplă și infecția cu COVID-19. Legat de riscul pacientului cu scleroză multiplă funcție de medicație, există un tabel pe care și noi încercăm să-l folosim, în care să putem spune care ar fi categoriile la risc funcție de medicația utilizată. Se vede clar că tot ce este colorat în verde înseamnă categorie cu risc scăzut și cel mult moderat, la care interferonul beta și produsele beta-feronavonex, Rebif, Pledigree sunt cu risc mic, este absolut în siguranță să continui tratamentul. Dacă ești deja pe tratament, trebuie să îl continui. În cazul în care este confirmată o infecție COVID-19, da, medicația trebuie întreruptă. La fel pentru glatiramer acetat, la fel pentru teriflunomidă, la fel pentru dimetil fumarat, care într-adevăr este prezent deja în medicație la pacienții noștri începând din această toamnă, la fel la Tysabri, la natalizumab, riscul este moderat, dar este în siguranță să rămâi pe medicație, doar prezența infecției înseamnă întrerupere, la fel pentru fingolimod. Legat de ocrelizumab, riscul este un risc intermediar. El este un medicament anti-CD20. Nu este clar dacă este foarte în siguranță să continui pe tratament. Noi continuăm medicația la pacienții noștri și doar atenționăm în caz de orice simptomatologie suplimentară să întârziem perfuzia până la clarificarea infecției sau nu pozitive cu SARS-CoV-2. Riscurile mari le poartă cladribina, alemtuzumab și, bineînțeles, transplantul de celulă stem. Pentru că Italia a fost țara în martie cea mai lovită de efectele pandemiei COVID-19, Societatea Italiană de Neurologie a încercat să facă câteva recomandări pentru pacienții cu scleroză multiplă în momentul în care se știau destul de puține lucruri legate de infecția COVID-19. Și ei au spus că toți pacienții cu scleroză multiplă trebuie să-și continue medicația. Dacă se întâmplă să apară infecție COVID-19, atunci, într-adevăr, ea trebuie întreruptă și se reia după ce ai un consult cu un medic de boli infecțioase. Bineînțeles că toți pacienții au fost instruiți să evite aglomerarea serviciilor de urgență și să fie cât mai atenți cu ce simptomatologie este în mod real prezentă și care sunt simptomele de anxietate asociate, utilizarea consulturilor telefonice, a telemedicinei a fost încurajată și este în continuare încurajată și doar prezența infecției recomanda întreruperea medicației cu imunomodulatoarele în scleroza multiplă. Bineînțeles că rămân în continuare acele măsuri de protecție care ne privesc pe toți, utilizarea măștilor, igiena personală, folosirea soluțiilor de alcool, evitarea locurilor aglomerate și folosirea măștilor și a mănușilor chirurgicale în cazul în care te prezinți la spital pentru perfuziile lunare sau la 6 săptămâni în cazul ocrelizumabului, natalizumabului sau rituximabului.
Ce se întâmplă astăzi legat de infecția COVID-19 și scleroza multiplă? Există deja registre COVID-19 la pacienții cu scleroză multiplă. Le sunt registre în Statele Unite, Marea Britanie, Italia, Australia. Aceste registre ne-au spus că infecțiile pot determina o înrăutățire a tabloului clinic preexistent sau pot favoriza o nouă recădere, dar nu este caracteristic COVID-19. Este caracteristic tuturor infecțiilor, infecțiilor de tract urinar, infecțiilor gripale. Apoi, nu se recomandă utilizarea metilprednisolonului dacă este dovedită infecția virală sau este un risc crescut de infecție virală până reușești să dovedești prezența sau nu a virusului SARS-CoV-2. Se recomandă metilprednisolonul pentru tratamentul puselor, dar dozele mari de steroizi administrate cu o lună înaintea unei infecții cu SARS-CoV-2 se pare că cresc riscul unei infecții, unei afectări mai severe de COVID-19. Tratamentul pentru COVID-19 la pacienții cu SME. Food and Drug Administration, FDA, este autoritatea din Statele Unite pentru aprobarea de medicamente și tehnologii de înalte tehnologii, a aprobat utilizarea unor medicamente pentru pacienții cu criterii specifice de boală. Adică a recomandat când se dă remdesivirul, a aprobat când se dă tocilizumabul, când se dau antiretroviralele. Dacă un pacient îndeplinește criteriile specifice, atunci medicația poate fi prescrisă, bineînțeles, cu niște riscuri care sunt asumate individual. Screeningul COVID-19 la pacienții cu SME nu presupune o prioritizare a screeningului, nu este necesară prioritizarea screeningului la pacienții cu SME în absența simptomatologiei. Pacienții cu scleroză multiplă nu sunt încadrați într-o grupă de risc crescută pentru infecția cu SARS-CoV-2. Legat de vaccinul, care se pare că va fi în piață cât de curând, pentru că sunt mai multe companii farmaceutice care dezvoltă vaccinuri, cum este vaccinul Oxford-AstraZeneca, vaccinul care este dezvoltat de Moderna sau vaccinul care este dezvoltat de Pfizer. Ele nu vor fi valabile, probabil, populației generale mai devreme de 6-12 luni. Se va începe, probabil, o vaccinare graduală funcție de riscul de expunere. Într-adevăr, cadrele medicale și toți cei care lucrează acum în sistemele medicale sunt considerate populație cu risc crescut. Funcție de medicația imunomodulatoare a pacienților cu SME, se va putea stabili un interval de timp posibil pentru vaccinare. Toată ziua, în limbajul zilnic al surselor de informații, în ziarele online, în ziarele din presa scrisă, în platformele media, sunt cuvinte de genul folosite în mod uzual pentru caracterizarea unui risc de infecție COVID-19, sunt tot timpul folosite cu cuvintele condiție de sănătate preexistentă, populație la risc, populație imunocompromisă. Aceste cuvinte, într-adevăr, sunt folosite, dar eu cred că trebuie să luăm și alte aspecte în considerare legate de riscul de infecție cu SARS-CoV-2. Se știe astăzi că fumatul crește riscul. Statusul ambulator modificat crește riscul. Și nu ne referim aici doar la pacienții cu scleroză multiplă. Vârsta crește riscul. Este un risc dependent de grupă de vârstă. Greutatea crește riscul. Obezitatea. Nu ne referim numai la pacienții cu scleroză multiplă. Existența diabetului zaharat, afectarea pulmonară preexistentă, astm, boala cronică obstructivă pulmonară, sarcoidoza pulmonară,
Frecvența prezenței pacientului în spital pentru medicație și investigații poate crește riscul. Și nu ne referim doar la pacienții cu scleroză multiplă, ne referim la toți pacienții. Pacienții cu boală Parkinson, pentru că faceți parte din asociația APAN, pacienții cu boli degenerative de tip boală Alzheimer, la fel au riscuri mari. În 14 august 2020, conducerea centrului din Statele Unite, Cedars-Sinai, pentru scleroză multiplă, a avut câteva comentarii care mi s-au părut extrem de utile ca să le discutăm astăzi, legat de scleroză multiplă și infecția COVID-19. Comentariile lor au fost următoare. Scleroza multiplă, din datele adunate până la acel moment, nu crește riscul de infecție COVID-19 și nici gravitatea infecției. De aceea, recomandarea acestora a fost ca pacienții să nu întrerupă medicația sub nicio formă legat de riscul de infecție COVID-19. S-a discutat de crearea unor centre de medicație cât mai sigure din punct de vedere epidemiologic, făcându-se un triaj corect și o îndrumare către testare PCR în momentul în care apare o simptomatologie suspectă. S-a încurajat utilizarea telemedicinei. S-a discutat despre adresarea către servicii de urgență doar în caz de nevoie. Nu de puține ori se apelează servicii de urgență doar dintr-o anxietate crescută. Și s-au discutat despre utilizarea în condiții de siguranță a corticoterapiei în caz de puseu. Care ar fi niște factori de risc suplimentari pentru o infecție severă SARS-CoV-2 la pacienții cu scleroză multiplă? Este updatarea din 23 octombrie 2020 și este, o găsiți pe site-ul Federației Internaționale de Scleroză Multiplă. Pacienții cu scleroză multiplă formă progresivă, cei cu vârstă peste 60 de ani, un risc mai mare la pacienții de sex masculin, de rasă neagră și posibil asiatici, la cei cu score de SS mare peste 6, cu nivel crescut de dizabilitate, care utilizează dispozitive ajutătoare pentru mers și au un indice de ambulație crescut, pacienții cu obezitate, cu scleroză multiplă și asocieri comorbidități de obezitate, diabet zaharat, boli cardiace și boli pulmonare cronice. La fel, pacienții cu deficit de vitamină D, este publicat recent, în octombrie, un studiu care ne-a arătat că 80% dintre pacienții spitalizați cu COVID-19, indiferent de patologia asociată, au un deficit de vitamina D. Bineînțeles, Organizația Mondială a Sănătății a făcut niște recomandări generale de prevenție a infecției cu SARS-CoV-2. Eu aici doar le-am folosit fiind o indicație oficială legată de practicarea distanțării sociale, de utilizarea corectă a măștii, de evitarea zonelor aglomerate, de spălarea cât mai frecventă pe mâini cu săpun și apă și a soluțiilor bazate cu alcool, pentru că membrana virală este o membrană lipidică și atunci în soluțiile cu alcool ea devine ineficientă. Evitarea atingerii ochilor, nasului, a gurii, dacă nu ai siguranța că mâna este curată. Când strănuți și tușești, folosești întotdeauna cotul sau un șervețel de unică folosință, o curățare cât mai corectă și o dezinfectare cât mai corectă a suprafețelor pe care le atingi într-un mod regulat și, bineînțeles, încurajarea telemedicinei. Ultima recomandare, și aș vrea într-adevăr să vorbesc mai departe legat de ea, este utilizarea vaccinării antigripale sezoniere
care este încurajată pentru toți oamenii și familiile lor. Ce știm noi despre vaccinuri și scleroza multiplă în epoca COVID-19? Știm așa că pacienții cu scleroză multiplă, care prezintă un puseu, trebuie să întârzie o vaccinare. Vaccinurile cu virus viu sau viu atenuat nu sunt recomandate la pacienții cu scleroză multiplă. Niște precizări legate de anticorpii monoclonali sunt că pacienții cu alemtuzumab nu vor primi vaccin cu virus viu și orice vaccin cu virus viu sau viu atenuat se face cu minim 4 săptămâni înaintea de începerea tratamentului cu ocrelizumab, iar cel inactiv cu 2 săptămâni anterior începerii tratamentului. Dar ce știm despre vaccinul antigripal și scleroza multiplă în epoca COVID-19? Știm ce recomandă Societatea Americană de Neurologie în octombrie 2020. Vaccinul antigripal de rutină este recomandat pentru orice persoană cu vârstă peste 6 luni, inclusiv la pacienții cu scleroză multiplă. Există tipuri de vaccin antigripal recomandate pentru sezonul de gripă 2020-2021 pentru a împiedica o potențială suprapunere de gripă și COVID-19 în terminologia engleză numit twindemic, iar vaccinarea antigripală scade riscul de gripă cu 40%, dar, atenție, nu are efect pe coronavirusuri sau alte virusuri respiratorii non-gripale. Legat de niște particularități ale acestei vaccinări antigripale și scleroza multiplă, trebuie să știm neapărat că există două tipuri de vaccin antigripal în lume. Unul este cu un virus viu inactivat și este cu administrare intramusculară și unul este cu virus viu atenuat cu administrare intranazală sub formă de spray aerosol. Vaccinurile antigripale cu administrare prin spray nazal sunt vaccinuri cu virus viu atenuat și ele nu sunt recomandate la pacienții cu scleroză multiplă și imunomodulare. La aceștia sunt recomandate doar vaccinurile cu virus viu inactivat cu administrare intramusculară. Adulții cu vârste între 18 și 64 de ani vor primi vaccin injectabil cu virus inactiv. Pacienții cu scleroză multiplă vor întârzia vaccinarea antigripală în cazul unui puseu. În Neurology s-au publicat succesiv, din 2013 începând, ratele de răspuns imun pentru vaccinările antigripale, pentru aproape toată medicația imunomodulatoare folosită. Pentru fingolimod, pentru teriflunomid, s-au văzut că există rate de răspuns eficiente post-vaccin antigripal, pentru ocrelizumab, pentru alemtuzumab, pentru dimetilfumarat și pegilat interferon. În ultimul a fost publicat în Neurology 2020, unde au fost identificate titluri protective pentru vaccinuri cu virus inactivat la pacienții care erau pe medicație cu ocrelizumab. În România sunt în piață în momentul de față 3 vaccinuri antigripale. Fluence Tetra, care e cu administrare intranazală, v-am explicat. Iese complet din discuție pentru pacienții cu scleroză multiplă. Se mai găsesc 2 produse cu administrare intramusculară. Aceste produse de obicei sunt vaccinuri T3 sau tetravalente. Ele au virusuri asociate de tip A și de tip B, folosesc virusuri gripale inactivate sau recombinate. Este recomandarea OMS pentru sezonul de gripă 2020-2021. Femeile însărcinate se pot vaccina antigripal în orice moment al sarcinii,
Bineînțeles că vaccinul antigripal se face înaintea sezonului de gripă, care de obicei durează între lunile octombrie și mai, iar efectul lui se instalează la 2 săptămâni după administrarea vaccinului. Cu alte cuvinte, dacă noi considerăm că luna octombrie este o lună de sezon de gripă, atunci, cel târziu, în 15 septembrie, ar fi trebuit o administrare de vaccin antigripal. Ce cred eu că este cel mai de ajutor în momentul de față pentru pacienții cu scleroză multiplă din partea medicilor curanți sau a medicilor cu care iau contact pentru sfaturi? Cred că este, în primul rând, de ajutor discernământul privind informațiile. Cred că e de ajutor să privim cu reținere schemele de prevenție ale infecției SARS-CoV-2, cu tot felul de lucruri care circulă pe platforme de social media. Apoi, cred că e de ajutor încurajarea privind posibilitățile terapeutice. Adică, în momentul de față, FDA și EMA au aprobări pentru medicație, pentru infecția cu SARS-CoV-2, funcție de gradul de severitate și poți să o folosești la toți pacienții care sunt și cu scleroză multiplă în condiții de siguranță, bineînțeles, evaluând un risc individual. Și în încheiere, înainte de a vă mulțumi pentru că ați avut răbdarea să mă ascultați, aș vrea să vă spun că în anul 1918, exact în această săptămână, de sfârșit de octombrie, început de noiembrie, gripa spaniolă a ucis 21.000 de persoane. Așa că vă rog din suflet, fiți cât mai în siguranță prin respectarea măsurilor de igienă personală, prin distanțarea socială impusă de cel puțin 1,5 metri și prin purtarea corectă a măștii de protecție.